Andrei. Pasiunea mea a apărut la vârsta de 6 ani, când tatăl meu m-a pus prima oară la volanul unei Dacia 1310. Și astăzi am venit la retroparada primăverii cu un Volkswagen Golf 2 din anul 1990, cu o capacitate cilindrică a motorului de 1600 de centimetri cub și 54 de cai. Bună ziua, mă numesc Ovalciuc Ștefan, sunt din Iași și am venit la această paradă de mașini de epocă cu un Mercedes Gazela din 1929, cu un motor de 2000 de centimetri cub și 76 de cai putere pe benzină. Este o mașină adusă din Florida și mă mândresc cu ea pentru că este o mașină foarte veche. În general, 95% de această mașină este tot original. Deci mici modificări am făcut la tapiserie auto, iar în rest aproape totul este original. Ce să v-am spun, este o bijuterie, este o mașină frumoasă. Lumea... Ce această mașină când este văzută în trafic, la evenimente? Ce să facă, toată lumea opresc, scot telefoanele și încep a fotografia. M-am întrebat din ce an este, cum merge, cum aia, toate detaliile. Cristi Josan și sunt proprietarul unui Ford Mustang coupé din anul 1966, 6 cilindri în linie. M-am îndrăgostit de Mustang încă din copilărie. Am văzut unul pe stradă, cred că aveam vreo 10-12 ani. Și de atunci a rămas așa întipărit în minte. Și ăsta a fost visul copilăriei mele, să am la un moment dat un Ford Mustang clasic. Am găsit mașina asta acum vreo 5 ani de zile. Era într-o stare deplorabilă. M-am înhămat la un proiect de restaurare. Mintea mea era că o să o vopsesc, îi dau un strat de vopsea, îi schimb niște bucșe și mă pot bucura de ea. Dar în final mi-a luat 4 ani de zile să o aduc în starea asta. Iar dacă știam atunci cât o să dureze să restaurez mașina și câtă muncă va fi necesară, nu cred că mă băgam. Cred că m-ați întrebat dacă aș schimba Mustangul clasic cu Mustang nou, iar reacția mea a fost Doamne ferește. Mai degrabă m-aș apucat de încă un Mustang similar, poate un Fastback la un moment dat. Vă spuneam că mașina este modelul de bază, modelul coupé, cu motorul mic. Era motorizarea de bază, 6 cilindri în linie, 3300 de centimetri cub, cu un carburator cu o singură cameră. Am încercat să o restaurez pe cât posibil la condiția originală, iar procesul de restaurare a fost unul complet. Am schimbat absolut tot ce a trebuit schimbat, am restaurat partea de tinichigerie de la zero, am retapițat mașina, iar motorul a fost reconstruit de două ori. Mă numesc Andrei Petcu, dețin o Dacia 1100 din anul 2009, am cumpărat mașina. Mașina este un model din 1969, culoarea ei originală a fost verde 57, se vede și aici. Am, din dorința de a cumpăra o mașină cu care să particip la curse de îndemânare auto, am vrut să-mi iau un all-seat. Căutând pe net, în 2009 am găsit această Dacia în Cluj, la un pilot de raliuri. Mașina fusese un proiect de, ca și mascota clubului și nu mai foloseam, n-au reușit să ducă la bun final proiectul și au scos-o la vânzare. Am luat mașina, din 2009 până în prezent am făcut 60.328 de kilometri cu ea, merg cu ea în fiecare zi, mi este fidelă, a pornit tot timpul la prima cheie. Din 2015 am început o afacere cu mașina, practic fac publicitate pe această mașină, montez reclame publicitare pe mașină și le duc țintit acolo unde este aglomerație, unde sunt oameni, unde vor clienții să duc mașina, să duc reclama și mesajul lor.
un alt scop a afișării mașinii și a faptului că eu o conduc mașina zilnic este că mulți oameni o văd mașina, mulți oameni au mașini dintre astea în garaj pe care vor să le ducă la remat și când văd că se poate să refaci o mașină și nu cu bani mulți, să o scap de remat, mă opresc în trafic, mă întreabă unde am recondiționat ce am făcut și în felul ăsta mai salvăm câteva mașini. Am mai salvat una sau două Dacia 1100, câteva Dacia 1300, pot salvat indirect, ca să spun, nu salvat că am luat o mașină, am investit în mașină. Oamenii s-au răzgândit să le ducă la fier vechi. Ce să mai spun, îmi place foarte mult că oamenii zâmbesc când văd mașina și iarăși este un scop, după părerea mea, un scop nobil. Unul din motorurile mele este că dacă aduci în fiecare zi un zâmbet pe fața unui om, în ziua aceea ai făcut un lucru nobil. Oamenii văd că merg câteodată, unii merg triști sau gânditori și când văd mașina se trezesc la realitate și de aceea și afacerea pe care o am se numește Mașina Timpului, pentru că te întoarce în timp sau blochează timpul pur și simplu și te face să trăiești, să trăiești starea de prezent. Momentan n-am de gând să o restaurez mașina. Când o voi restaura, mașina o voi face în stilul meu. Îmi place să merg pe ideea sportivității. Mașina a avut la un moment dat 90 de cai putere, mergând cu ea la raliuri. Am montat pe ea, am făcut un motor. Am montat pe ea un motor de Dacia Nova. I-am pus axe cu came, i-am pus carburator orizontale, mi-am făcut moftul. Acum am crescut un pic, am dat jos motorul și am revenit la varianta clasică. Ca și planuri de viitor, dacă vreau să mai achiziționez, nu, momentan mă bucur de mașina asta. Visez la o mașină, la o Dacia 1100, verde 57, cu 5000 de kilometri. Poate e greu, nu știu dacă e greu sau imposibil de găsit, dar să visăm e gratis, să ne imaginăm. Am venit la retroparadă cu un Golf 1 GTI din 81 și în plus, față de un model de serie, schimbat motorul, injecția, un motor KR 1.8 16 valve. Inițial a fost cu injecție mecanică, iar acum e cu injecție electronică, sisteme gas squirt. E încă în teste, urmează să-i fac un soft și sper eu să fie bine. De ce mașini clasice? Cu ele am crescut. Prima mașină cu care m-am jucat a fost un Golf 1. Cred că de atunci m-am îndrăgostit de ea. Nu. Nu am cum. Nu mă lasă inima. Primul eveniment din cadrul calendarului de acțiuni retromobil de anul acesta a fost un succes datorită faptului că toți cei invitați au răspuns prezent. Locația a fost una deosebită, alta decât cea tradițională pe Bulevardul Ștefan cel Mare. De asta dată cei de la Palace ne-au găzduit și am avut o expunere foarte, foarte, foarte bună. Vremea a fost una potrivită și nu în ultimul rând, atmosfera a fost completată de o trupă care probabil că e cunoscută de la România au talent, 7 clase, care, după cum am spus, au întregit atmosfera, au susținut un program deosebit. Yeah.
are mare succes la copii. Am auzit o reacție care m-a rămas cumva la suflet. Copil tot așa mergea cu părinții pe stradă, la care după ce a văzut mașina, reacția a fost: tati, tati, de ce nu se mai fac mașini de genul ăsta? Cred că place pentru că e foarte autentică, e simplă, nu are foarte multe briz-brizuri, nu are multă electronică și e foarte autentică.